nu m-aș da în calificări și în emoții în abordarea acestei serioase probleme cu care ne confruntăm nu numai noi, cetățenii Republicii Moldova, dar întreaga omenire. Și vreau să vă spun că dacă noi avem așteptări de la conducerea actuală a Republicii Moldova, trebuie să înțelegem că, în primul rând, suntem cetățenii Republicii Moldova. Sunt state mult mai avansate și din punct de vedere economic și cu un buget mult mai stabil, care au dat dovadă că n-au putut să facă față provocărilor și situației care se confruntă astăzi omenirea. În ceea ce privește apelul domnului președinte, Igor Dodon, vreau să vă spun că eu, ca cetățean al Republicii Moldova, prieteni, TV8 nu este doar televiziune, știți foarte bine, noi suntem și pe rețelele sociale, dar și pe YouTube. Vă îndemnăm să fiți alături de noi și acolo. Dați un like canalului de YouTube al TV8 ca să rămâneți alături de noi și paginii de Facebook TV8 Moldova.